Salutare! Acesta este un primul tutorial de programare a TPBot sau pe românește Smart Carul Programabil pe care îl vedeți aici. O să iau un pic începutul și anume cu introducerea bateriilor. Se deschide ușița cu unghie și o să observați aici sus polaritatea bateriilor, da? Aveți grijă. Punem mai întâi cu minusul în față și pe urmă alternativ. Unde a fugit? Uite. Închidem. Și acum mașinuța este gata de utilizare, fără microbit. Dar noi ne vom ocupa astăzi de programarea LED-urilor acestora. Vreau să vă învăț mai întâi cum să programați LED-urile. În următorul tutorial vă învăț cum să programați motoarele și apoi trecem la chestii mai complicate, da? Bun. Am oprit, punem deoparte, trecem la programare. Ok. Ce facem? Primul lucru. Cred că știți de la celelalte kit-uri de robotică sau dacă nu știți, vă spun eu acum. makecode.microbit.org. Acesta este site-ul pe care vom programa. Odată intrați aici, apăsăm New Project și dăm un nume. Și hai să-l numim TPBot Lumini. Da, îi spunem așa. La început, vreau să-i pun un emoticon. Pentru că asta este semnalul că programul funcționează. Vom pune un zâmbăreț aici. Ok? Faza următoare, pentru a utiliza orice instrucțiune legată de tipul bot, va trebui să importăm pachetul de instrucțiuni. Mergem la Advanced, Extensii, iar aici vom scrie TP bot. Și ne va găsi exact poza roboțelului nostru. Odată importate, vedeți aici o mașinuță și TPBot. O deschidem și avem o sumedenie de instrucțiuni legate de smart carul nostru programabil. Bun, am zis că în acest tutorial ne vom ocupa doar de programarea LED-urilor, ca să fie mai scurt. Ok, primul lucru. La start am spus că aprindem LED-urile microbitului într-o formă de față zâmbitoare și luăm instrucțiunea de a aprinde luminile din față, headlight, la negru. Ce înseamnă negru? Oare există lumină neagră? Set headlight color to black. Există lumină neagră? Nu există lumină neagră, mai degrabă există, așa îi spunem noi roboțelului, să stingă luminile, să stingă LED-urile. La început vom lucra cu LED-urile stinse. Apoi, hai să facem un experiment. Când apăsăm pe diferitele butoane microbitului, să-și aprindă becurile cum vrem noi, da? Mergem la input și alegem butonul A. Când apăsăm pe butonul A, vreau să aprind becurile roșii. Așa că mă voi duce din nou la extensia TPBot, caut set headlight color, instrucțiunea mea de becuri, de faruri. El de fapt asta înseamnă, zice, aprinde farurile la culoarea roșie. Pentru că vreau să văd și altă culoare, nu numai roșu, o să duplic această instrucțiune și o să aprind, când apăs butonul B, o să le aprind albastre. Bun, asta e cel mai simplu mod de a aprinde LED-urile sau farurile în diferite culori. Vreau să mergem și la o instrucțiune un pic mai complicată și pentru asta voi duplica din nou sau hai să mă duc să o import, să aduc din nou instrucțiunea când apăs ambele butoane. Păi ce se întâmplă? Hai să vedem.
Ce instrucțiuni legate de LED-uri mai găsim noi aici? Primele sunt legate de motoare, o să le vedem în tutorialul următor. Pe urmă, următoarele sunt legate de senzorul de culoare de sub motoraș, de sub mașinuță. Și după aia, următoarele sunt legate de senzorul sonic, ultrasonic din față. Și abia după aceea vom vedea instrucțiuni legate de LED-uri. Vreau să adaug instrucțiunea Set Headlight Color to RGB. Oare ce înseamnă? R înseamnă red, G înseamnă green, B blue, roșu, verde, albastru. Ok? Și acum, de ce culorile astea? Pentru că fiecare pixel de pe monitorul ăsta sau de pe display-ul telefonului vostru sau de pe display-ul tabletei voastre este colorat folosind aceste trei culori. De fapt, o combinație între cele trei culori. Da? Orice LED. De aia se numește RGB. Red, Green, Blue. Și noi jucându-ne cu aceste valori între 0 și 255 putem crea orice culoare. Și după ce fac eu aici câteva culori, vă să vă las pe voi să experimentați mai mult. Apăs aici și selectez pe la 155, red, mă duc la green și pun o culoare mai micuță și mă duc la blue și pun undeva pe la 90 ceva. Asta înseamnă că o să fie mai mult roșu, un pic de verde și ceva mai mult albastru. Cât o să stea luminile astea aprinse? Păi până când îi spun eu, da? Așa că o să-i spun, așteaptă-mi domnule Beck, 2 secunde, după care vreau să sting becurile. Tot aici o găsim. A treia instrucțiune legată de LED-uri. Turn off the headlights. Stinge farurile. Hai să o aprindem totuși și în alte culori, nu? Mă duc să duplic această instrucțiune și să mă joc cu alte combinații. Hai să pun mai puțin verde. Vreau să pun mai mult, pardon, a fost mai puțin roșu, mai mult verde și albastru și mai puțin. După care iarăși mă duc și îi spun cât să stea aprins. Tot 2 secunde. După care vreau să le sting. Cam asta ar fi un programel scurt. Hai să vedem ce se întâmplă. Iau microbitul, îl conectez, aveți grijă la mufa micro USB să o introduceți cum trebuie. Prea văd eu bine ce fac aici. Am reușit. Mă duc să salvez, apăs pe discul de aici, pe simbolul de aici de jos, da? Și mă întreabă unde vreau să o salvez. Și cel mai bine ar fi să o salvăm direct în memoria microbitului, da? Selectați din calculatorul vostru direct microbitul. La mine este drive-ul E și voi salva programul. Atât timp cât programul este descărcat în memoria microbitului, LED-ul galben pâlpâie. Când s-a oprit, înseamnă că este complet descărcat și microbitul poate fi folosit. Îl deconectăm. Și îl introducem în fanta tipii botului, smart car-ului nostru, cu cele două butoane și cu LED-urile în față, da? Și acum, în momentul în care voi porni mașinuța, apăsând o singură dată pe buton, microbitul pornește și mi-afișează zâmbărețul, da? Ați uitat că asta am făcut prima oară, corect? Și acum, butonul A trebuie să-mi aprindă LED-urile roșii, super! Butonul B îmi aprinde LED-urile albastre și ca să le aprind în culorile combinații de roșu, verde și albastru, apăs amândouă butoanele odată. S-a aprins într-o culoare și după aia s-a făcut un pic de verde. Bun.
Mai apăsul singur încă o dată. Să vedeți. 2 secunde trebuie să stea prima combinație de culori și încă 2 secunde următoarea. După care se stinge. Vă invit să experimentați cu alte combinații și să descoperiți cum se creează toate culorile doar din 3 culori. Ca să stingeți, să-l opriți pe domnul Tipibot, apăsați de 2 ori butonul. Poate nu reușiți din prima, dar insistați.